După domnia lui Mihai Viteazul, scaunul țării române a fost ocupat de domnitorul Matei Basarab. Prin bunicul său, Vâslan din Caracal, Matei Basarab descindea din puternica familie a craioveștilor. Această origine i-a justificat de altfel adoptarea numelui de Basarab imediat după urcarea pe tron, considerându-se nepot al lui Neagoe Basarab. Matei Basarab a reprezentat și reprezintă pentru noi românii cel mai reprezentativ și complet tip de domnitor, nemândru, drept, niciodată învins și pururea rugător către Dumnezeu, așa cum consemna lucrările sale diaconul Paul din Alep. Ajunge la conducerea țării românești într-un context politic destul de delicat al secolului al XVII-lea, un început de secol destul de arzător și fierbinte pentru românii din cele două principate, Moldova și Țara Românească. Cele trei decenii ale începutului secolului al XVII-lea au reprezentat creșterea în putere a elementului grecesc din aceste două principate românești. Mai întâi, influența lor era foarte mare în Biserica Ortodoxă. Apoi, elementul grecesc a început să câștige teren în dregătoriile celor două principate. Și, nu în ultimul rând, grecii controlau comerțul sau economia țării românești și a Moldovei. Toate aceste aspecte au făcut ca boierimea din Moldova și din Țara Românească să își intensifice lupta împotriva unor domnitori care întăreau acest element grecesc. Desele răscoale din Moldova și Țara Românească vor avea ca principale consecință schimbările dese de domni. Domnitorii erau recunoscuți de către poartă și dacă nu conveneau micii boierimi sau boierimii moldave sau din Țara Românească, atunci o răscoală îi înlătura de pe tron și pentru calmarea populației poarta trebuia să numească pe altcineva. Așa s-a întâmplat și în Țara Românească, când în timpul domniei lui Leon Tomșa s-a petrecut una dintre aceste răscoale, iar Marele Agă Matei din Brâncoveni se afla împreună cu o parte a boierimii românești în Ardeal. Încă din timpul domniei lui Leon Tomșa, Matei Basarab a încercat să ia tronul cu ajutorul domnitorului Racoții I al Transilvaniei. Agitația din Țara Românească a crescut și mai mult sub următorul domnitor Radu Iliaș, până când poarta otomană, luând în considerare darurile făcute personal de Matei, îi încredințează acestuia conducerea țării române. În 1632, un prieten al său, Marele Pașă Abaza din Ruse, îl trimite pe preotul Ignatie din Nicopole, supranumit Sârbul, poate era de neam român, să-l informeze pe Matei, pe Aga Matei din aflat în Transilvania, că îl dorește ca domnitor în Țara Românească. Așa se face că în scurt timp Matei Aga devine Matei Basarab și este confirmat de poartă, fiind însoțit la Constantinopol, printre alții, și de preotul Ignatie din Nicopole. În Moldova, Vasile Lupu, contemporan și devenit nu de puține ori drujmanul său, va accede la putere în 1634, tot în urma unor răscoale de acest tip, cauzate de aceleași nemulțumiri. Spre deosebire de domnitorul moldovean, domnitorul muntean avea o altă fire. Așa cum îl caracterizează peste timp Miron Costin, în Letopitățul Țării Moldovei, Matei Vodă, domnitor muntean, era un om nemândru, era un om drept, era un om smerit, era un om neînvins și fără teamă. Ceea ce îl deosebea radical de Vasile Lupu era și
smerenia sa și mai ales dorința de a nu trăi în foarte mare lux. Dorința de a nu trăi în foarte, foarte mare lux îl va face peste timp cel mai mare ctitor de așezăminte bisericești și culturale dintre domnitorii principatelor române. Ca o comparație, pentru o comparație, numai nasturii hainei lui Vasile Lupu valorau 100.000 de galbeni, iar bijuteriile doamnei 400.000 de galbeni, ceea ce nu se va întâlni în familia lui Matei Basarab, căsătorit cu doamna Elina, sora marelui cărturar Udriște Năsturel, pe care îl va aduce ca șef al Cancelariei Domnești și prin care va sprijini cultura din țara românească. Domnitorul Matei Basarab a întâmpinat probleme doar din partea lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei. Acesta a vrut să-l detroneze pe voievodul muntean, servindu-se de intrigi, pârhi și atacuri. Corupând pe câțiva înalți dregători turci, Lupu a dorit să obțină destituirea acestuia. Radu Popescu Vornicu, în cronica sau în istoria domnilor din țara românească, face o apreciere extraordinară asupra calității de ctitor al lui Matei Basarab. Odată ce a ajuns să conducă țara românească, odată ce a venit la domnie, a început să ridice mănăstiri pretutindeni și biserici spre lauda lui Dumnezeu. Până la acest domnitor, niciun domnitor nu ridicase un atât de mare număr de mănăstiri, biserici și așezăminte culturale. Potrivit afirmației academicianului Constantin C. Giurescu, Matei Basarab a fost cel mai mare ctitor dintre domnitorii români. Diaconul Paul de Alep menționează că ar fi ridicat aproape 150 de mănăstiri și biserici, cifră care este destul de mare. În schimb, părintele academician Mircea Păcurariu consideră că este ctitor la aproape 40 de mănăstiri și biserici. Autorul volumului Ctitoriile lui Matei Basarab constată că a ridicat și a refăcut 48 de mănăstiri și biserici, dintre care 28 din temelie, iar boierii și dregătorii domnești din perioada domniei sale, din perioada celor 22 de ani de domnie, au mai ridicat și reparat, refăcut, rezidit, pictat 59 de mănăstiri și biserici, dintre care 45 din temelie. A fost o dorință sa, probabil și datorită soției sale, să-și investească într-un mod spiritual bogăția sa sau averea sa pentru mântuire. Perioada sa de domnie, de 22 de ani, începând cu 1632 până în 1654, este caracterizată ca o perioadă lipsită de războaie lungi. Cele mai multe confruntări și le-a avut cu domnitorul moldav, din dorința acestuia de a așeza câte un protejat sau pe fiul său pe tronul țării românești. Această lipsă de războaie lungi, ceea ce n-a caracterizat perioada de domnie destul de lungă a lui Ștefan cel Mare, va face ca țara românească, în perioada de domnie a lui Matei Basarab, să cunoască o înflorire economică nemai întâlnită, mai ales eliminarea marilor comercianți greci care se cătuiau producătorii autohtoni, precum supermarketurile astăzi, a făcut ca boierii de rang mai mare sau mai mic, chiar mica boierime, să participe alături de domnitor la mare acțiune de ridicare de lăcașuri de cult și de așezăminte culturale. Matei Basarab își va da sfârșitul datorită bătrâneților. Domnitorul a fost înmormântat la Târgoviște, de unde a fost mutat în 1658 la Arnota de către patriarhul Macarie și de secretarul acestuia, Paul de Alep.